Cei care s-au născut în zodia racului vor avea între 24 și 25 septembrie seara, o perioadă în care și cei mai tineri și cei maturi vor ajunge la concluzia că trebuie să învețe, să afle, să citească, să studieze, să se documenteze, să stabilească conexiuni, să-și reanalizeze vechile informații, să le înnoiască, să le aducă la zi, să le reactualizeze, că poate s-au mai stompat, așa, nu mai sunt la fel de pregnante niște informații, să spunem, din studenție sau din școală. Apoi trebuie să fie puse într-un context alături de tot ceea ce au trăit, de ceea ce au experimentat și de ceea ce au văzut că este nevoie de acum încolo. Este o perioadă în care pot să afle lucruri noi, să primească sfaturi, să fie consiliați de oameni stabili din punct de vedere profesional, nu lăudăroși și persoane gata să te sfătuiască, dar ei înșiși nu pot să treacă singur strada fără să li se întâmple ceva rău. Așadar, este vorba de persoane utile lor, care să le dea stabilitate în niște proiecte sau în niște convingeri sau într-o atitudine. Nu foarte comodă este relația celor tineri cu străinătatea pe direcția studiilor. Acolo s-ar putea să fie un pic de dezamăgire, să nu le iasă chiar cum au vrut și ce au vrut, să regândească un loc, un oraș, unde ar trebui să meargă să studieze, probabil că acolo unde și-ar dori cel mai mult nu se poate. Pe de altă parte, îi iau în calcul și renunțarea cu totul, cel puțin în acest an, la o eventuală plecare în străinătate pentru studiu și perfecționare, din vari motive, personale, materiale, politice, economice sau de relații între state, partea oficială. Între 20 septembrie după ora 20 și 27 septembrie, sectorul casei și al familiei este sub influența lunii noi în balanță din ziua de 26 septembrie. Nevoie de echilibru și de schimbare a ceva, atitudini, sentimente, argumente sau plan de viață însuși. Reabilitare a unor proiecte abandonate, restructurarea unei concepții despre lume, viață, societate, familie, bani, bunuri, patrimoniu, pe fondul unei viziuni noi. Se întâlnesc cu alți oameni, văd alte ținuturi sau alt mod de viață, își reanalizează statutul economic, își revizuiesc visurile și intențiile și în acest context biografic trebuie să pună la locul necesar, adecvat, tot ceea ce reprezintă legătură de familie, legătură cu țara, casa, mod de viață și de locuire, spațiu de muncă și activitate. Pe fond nu e rău. Lucrurile tind spre corectitudine sau spre măsuri înțelepte și diplomate. Mai complicată se arată a fi latura casei a 10-a, meserie, funcție, succes, afirmare. Acolo această lună nouă are alt mecanism, alt tip de a lucra asupra domeniului, pentru că provoacă, nu neapărat destabilizări, dar provoacă reacții necesare. Mai degrabă opoziții la ceea ce se întâmplă, la ceea ce li se propune, la ceea ce li se trasează să facă. Și cei născuți în zodia racului vor dezvolta o adevărată opoziție, ostilitate, nici măcar reticență, față de aceste sarcini. Vor fi obligați să-și formuleze foarte atent punctul de vedere și felul în care îl vor rosti pentru a nu jigni, deranja sau pentru a nu crea niște ostilități gratuite, dar nici nu sunt dispuși să cedeze. Atrag atenția că pentru cei născuți în zodia racului este o foarte specială configurație astrologică. Este vorba de un careu în T,
care angajează trei dintre cele patru brațe ale crucii cardinale. Este și o latură cu o componentă karmică, mai ales că intră în joc niște valori speciale care nu se schimbă așa de la o zi la alta, sau niște valori care nu se pot schimba cu niciun chip. N-ai cum să-ți schimbi părerea și relația și identitatea față de țară și familie. Apoi este vorba și de o percepție publică, de o meserie, de un statut. Este foarte greu să renunți la ele, așa să arunci totul în aer și să pulverizezi. Oricum, racii nici pe departe nu-și propun asta. Ei sunt acum în faza de contracție, nu contradicție, contracție. Totul se contractă și mecanismul este de a strânge, de a aduna, de a păstra și de a-și fixa niște repere existențiale vecine cu înghețarea. Acolo rămân pe acea idee, pe acel proiect. Așadar, degeaba vin din afară tot felul de presiuni să fie altfel, să gândească altfel, să se integreze nu știu cum. Nu au ei chef de așa ceva. Bun, să zicem că au chef. Dar nu e bine. Dar nu-i momentul astrologic. Dar nu este potrivit. Ar fi o înfrângere sau ar fi o lipsă de experiență și de naivitate să se dea pe mâna temircui un grup de presiune, un cerc de apropiați, un grup de șefi, de patroni, de eu știu ce oameni cu care lucrează și care au și interesele lor și vor să-l manipuleze pe cel născut în zodia racului. Acesta normal, că nu o să devină marioneta tuturor. Peste o săptămână vine alt grup, alt șef, alte interese, iar constrângeri, iar presiuni, iar se schimbă. Este evident că trebuie să aibă o ținută, un statut, un rang, o demnitate, ceea ce simte instinctiv, nici nu trebuie să facă prea multă teorie cel născut în zodia racului. În sfârșit, între 28 și 30 septembrie dimineața, relațiile de prietenie și cele sentimentale sunt așezate corecte, lipsite de strălucire și, aș spune, chiar de visare sau de detașare, de contingent. Deocamdată nu simt nevoia să zboare, deocamdată nu simt nevoia să facă piruete, deocamdată nu vor să facă mai mult decât este necesar. Din acest punct de vedere, este condiția astrală a momentului, durează 2-3 zile, nu este niciun fel de lucru neplăcut. Din 30 septembrie, după ora 7 dimineața, mecanisme astrale care privesc nu într-un mod alarmant, dar totuși lesne de simțit, o influență asupra sistemului nervos periferic, a mecanismelor care coordonează aparatul locomotor și brațele, apoi tot ceea ce ține de gândire-comunicare și tot ceea ce ține de mișcare în ansamblu a organismului. Poate să fie deplasare, bună executare a unor manevre, capacitate de coordonare a mișcărilor. Tulburările pot să vină de la stres, de la nesomn, de la epuizare, de la imprudențe, și mai pot să vină de la conflictele interumane care să le clatine niște convingeri, zdruncinări interioare, care să îi și afecteze. Dar nu îi afectează din punct de vedere sufletesc. Pentru că sunt niște relații cu oameni străini, colegi, oameni cu care se intersectează pe diferite chestiuni oficiale, nu au pus suflet în acele relații, dar de enervat ei enervează și cel mai greu de suportat de către organism și de către mental este destabilizarea socială. Oameni care le fac figuri, cum se zice, îi trădează, întorc pagina într-o relație de muncă, se pun în ipostaze noi, își arată o față nevăzută și total neplăcută și inacceptabilă, încearcă să îl introducă în relațiile profesionale, într-o ecuație total nefericită pe cel născut în zodia racului. Și atunci apar stări de stres, de tensiune, de nemulțumire, îngândurare cu privire la o necesară
replică pe care trebuie să le dea acelora. Și sigur că nu vor fi într-o formă foarte bună, de aici riscul de a fi agitați și mai nervoși decât în multe alte zile.